putem începe. Radu Giurcă. Când eram mic, mă visam mare și am făcut pas după pas în urcare. Le-am dat cu pașii mari în difuzoare și asta mi-a dat mie mare. Bine, mă, tată, mă! Auzi că pe aici e război, la mine în casă, cine ești? Eu n-am auzit de tine nici de voi, că văd că plecați de unde venim noi. Deci nu mă judeca... Să rămână, să rămână! Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Sper că sunteți bine! Vi s-a părut un concurent slab până acum? No. Stai să mă vezi pe mine. Asta e bună. Vreau să încep prin a spune că, să vă mărturisesc de fapt că am niște câteva emoții din cauza a două motive mai mari, să zic așa. Unul din ele ar fi că este pentru prima dată când văd un televizor pe dinăuntru. Mamă, mamă, văd un televizor pe dinăuntru. Prima glumă. Nu e atât. Foarte bun. Da. Și al doilea motiv pentru care aș avea emoții este că mă aflu aici în fața noastră și eu chiar apreciez ceea ce faceți, vă urmăresc cu drag, cu toate că prietenii mei pentru chestia asta îmi spun că sunt prost, dar nu e problemă, eu mi-asum, mai ales că am văzut că acum e la modă să fii prost asumat, sunt toți asumat. Da, cum s-a auzit la început, eu sunt Radu Giurcă și am o grămadă de nedumeriri, mai ales în ceea ce mă privește. Una din ele ar fi că am 36 de ani și arăt de 60. Sunt nedumerit că nu înțeleg cum e posibil că eu la vârsta mea să arăt de 60 de ani și alții, precum Brad Pitt, să arăte mai bine decât mine și el chiar are 60 de ani. Mulțumesc. Da. Mai sunt nedumerit de faptul că se spune că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Bine, noi bărbații, de femei nu zice, dar nu intru în subiectul ăsta. Dar da, se spune că suntem făcuți după chipul și asemenea Dumnezeu. Deci Dumnezeu arată ca mine. Dumnezeu arată ca mine, care a vrut să merg la frumusețe pe muche de cuțit și producătorii au spus, bă, băiatul, nu, depășim bugetul. Dar nu, înțeagă în altă parte, nu putem. Și acum stau și mă gândesc dacă chiar e adevărată chestia asta și noi semănăm cu Dumnezeu. Aș vrea să-mi spuneți voi, poate știți că eu n-am deslușit încă, să-mi spuneți la cine se închină Brad Pitt. M-aș închina la oricine s-ar de măcar de 45. Nu prea merge așa, din păcate. Da. Mă mai îndumerește faptul că totuși Dumnezeu mă iubește așa cât de cât, pentru că i-am cerut și eu o fată și am avut norocul și mi-a dat una care să mă placă așa cum sunt eu. Că nu e vorba numai de aspect. Sunt și foarte enervant, nu sunt nici foarte deștept, sunt și crescut la țară. Mi-aduc aminte, la început eram și sărac. Bine, și acum sunt sărac, dar acum mai este la început. Avem deja 4 ani de sărăcie împreună, ne-am obișnuit. Da. Măi, e tare, e tare. Bine, nici nu mi-a dat ce am cerut. Că eu sunt urât, dar am pretenții. Mi-am cerut o fată frumoasă, înaltă, deșteaptă și am zis, băi, oricum ar fi să nu fie moldoveancă, adică mie nu-mi dai... Da. Și apropo de rugăciunea mea față de Dumnezeu, am stat și m-am gândit și la chestia asta, cum ar fi reacționat Dumnezeu când a primit mesajul de la mine. Nu știu cum funcționează, doar presupun. Probabil are și el o tabletă, că na, dacă nici el nu are, dacă nici Dumnezeu ține, dacă să mai am. Și acum primește el notificare. Bing, new request from Radu Giurcă. Încă n-a băgat-o pe română, o are tot pe engleză. Da, iau, Doamne, te rog frumos, vreau și o fată înaltă frumoasă. Petrule, Pavel, ia veniți-mă puțin, ia veniți. Fiți atenți, vedeți ce față are ăsta? Vedeți? Fiți atenți ce mi-a cerut, a zis, Doamne, dă-mi și mie o fată frumoasă, înaltă, deșteaptă și să nu fie moldoveancă. Bă, ăsta, care cu fața asta ar trebui să plece de la premisa, bă, să respire. Adică poate să fie moldovean, coltean, cât... Mă rog, orice, poate să fie orice. Dar nu știu cum a reacționat, doar presupun, dar chiar mi-a dat o față frumoasă, foarte frumoasă și mai tânără decât mine, cu 12 ani. Ai luat lozul? Oh. Și mai tânără decât mine, cu 12 ani. Maa! Stați cu minți. Da. Înaltă nu prea este, are 1,70. Deșteaptă, în schimb, chiar este. A făcut facultatea și 2 ani a făcut la fără taxă. Un an a primit și bursă. Iar masterul a luat cu 10. Zici că o vinzi. Da, pe așa e, așa e. Bine, SNSPA, da, bă, e ceva. Adică,
scris în SPA, dar totuși. Dar cel mai mult mă bucură faptul că a ținut cont și pe această cale chiar vreau să-i mulțumesc că a ținut cont și nu mi-a dat o moldoveancă, este din Brăila. Vă mulțumesc! Alexandra, ce iubesc eu cel mai mult pe lume? Comedie. Nu, de ceva din natura omului. Autoironie. Bravo. Care autoironia conține, adică conține tot și sinceritate și humbleness și tot. Tinere domn, ce? Nu nimic. Dar cine a scris textul? Vi s-a părut că am vorbit de mecla al cuiva? Și dați-vă seama că abia acum la ora asta arăt așa cât de cât om. M-au machiat și fetele prin spate. Imaginați-vă cum arăt dimineața. Că merg la baie să mă spăl pe ochi. Nu pot să-i zic față, pe ochi. Primul gând pe care l-am când mă uit în oglindă e: băi, eu chiar trăiesc? Am impresia că sunt ceva luat de la Ikea, dar la montaj am uitat să pun câteva piese, mi-au rămas în cutie acolo. Drăguta asta. De mine e scris, de mine. Bine e scris, felicitări. Ai simțul umorului, se vede de la mulțumesc. O poștă. Ai fost foarte bun în seara asta, felicitări. Wow, mulțumesc, mulțumesc. Bine! Genial a fost. E și smart, băiatul. E și smart, pentru că n-ai cum să ai un simț al umorului dacă nu ești inteligent. N-ai cum. Și mie mi-a plăcut textul. Mulțumesc. L-ai spus foarte bine. Câteva opitele ai avut pe care nici nu le-am auzit bine, n-am înțeles bine, dar ai fost bun. Și mă ajută și fața doamna Rodica, sincer, adică cu toată modestia. Păi te ajută să știi, nu, ești grozav, ai fost foarte bun. Poate reușesc să-mi pun gardul, că după aia altfel deschizi și gura. Să vedem. Mi-a plăcut de el pentru că a făcut mișto de el. Da, dar cu o dezinvoltură. Recordul serii. Avem 4 minute de când aplaudăm 4 glume. Băi, respectul nostru, ești nimic mai prejos. Mulțumesc. Iar răspunsul la întrebările tale este progenie. Nu știu, din provincie. Nu protestez. E bun, mă, e spontan, spiritual, pe autoironie, okay. Foarte bun. Radu Giurcă, mă bucur că vezi pentru prima dată, așa cum ai spus tu, televizorul din interior. Mulțumesc. Eu îți doresc din tot sufletul ca această zi să reprezinte pentru tine exact zvâcula necesară, astfel încât peste un an sau 2 ani de zile să te vedem aici, ca și invitat special, și să te aplaudăm în picioare. Și dacă păstrezi această autoironie absolut senzațională, e foarte posibil să nu numai să câștigi acest concurs, dar peste câțiva ani de zile să te uiți înapoi să zici: bă, ăla chiar a fost începutul cu adevărat. Mulțumesc. Mișto! Iar un om talentat va fi întotdeauna un om foarte frumos. Eu nu pot să mă uit la tine și să zic: bă, ești urât. Și fii atent, ca să rezolvăm și, cum ai spus tu, problema gardului, în cazul în care vei ajunge în finală, mama are un cabinet stomatologic și acolo o să rezolvăm. Și o să spună un dinte mare de aluminiu în gură ca să... Hai, mă, lasă-mă, nu mai... Hai, mă, Cătăline, mă, bătez. Domnule Giurcă, 4 glume, te rog frumos să mă scuzi, mă înclin. Eu vă mulțumesc tuturor, mulțumesc, chiar mulțumesc. Ok, băi, săracilor, am citit de Pătrigou, să vedem voturile. Doamna Rodica, în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc, mulțumesc. La limita. Bravo, oricum.